loc și să începem. Mulțumesc. Vă rog să luați loc. Sunt locuri destule pentru toată lumea. Vă rog, poftiți, doamne. E loc pentru toată lumea. Colegi, membri GDS, stimați membri ai echipei de click, stimați invitați, avem printre noi și pe Nicu Șordan, a cărui prezență o salutăm. Astăzi n-aș vrea să începem înainte de a ne gândi că este înmormântarea criticului literar Nicolae Manolescu la Vâlcea și aș vrea să vă rog să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc frumos! Stimați colegi, dragi prieteni, ne-am stimate domnule președinte executiv Tudor Brădățan, stimați membri ai echipei de click, onorată audiență, ne-am adunat astăzi aici, în acest local istoric care a văzut cele mai fierbinți dezbateri civice din 1990 până azi, pentru a decerna premiul Grupului pentru Dialog Social pentru anul 2023 unei comunități care reprezintă o extraordinară forță de schimbare. Comunitatea de click. Ea a reușit să adune și să dea expresie civică unor oameni obișnuiți, care se află lângă noi, printre noi, cu noi, în noi, și să exprime cu un devotament fără margini opțiuni clare pentru o societate mai dreaptă și mai echitabilă. Cu peste 1 milion de membri activi, comunitatea de click nu este doar o voce, ci o forță care modelează peisajul social și politic al României și al diasporei. În centrul acțiunilor lor stau valorile fundamentale ale echității, compasiunii și curajului, care îi ghidează în fiecare pas în aspirația către o Românie democratică. Ceea ce distinge comunitatea de click este angajamentul ei pentru independență și propriile principii neștirbite. Campaniile lor sunt conduse de propriile valori, nu de politica de partid. Și acest lucru le conferă o credibilitate și o forță extraordinară în lupta lor pentru cauzele în care cred. Astăzi îi aplaudăm pe membrii comunității de click, scuzați, pentru realizările lor remarcabile. De la protejarea pădurilor noastre prin retragerea certificării pentru produsele din lemn ilegal, până la salvarea râului Nera de la distrugere, de click a demonstrat că atunci când oamenii se unesc în jurul unor scopuri comune, pot obține schimbări semnificative acolo unde alții ar fi renunțat. De asemenea, nu putem trece cu vederea contribuția lor remarcabilă în lupta pentru salvarea Roșiei Montane. Prin campanii incisive și mobilizare comunitară, de click a fost în fruntea eforturilor de a proteja această zonă unică și de a o păstra nealterată de interesele economice. Ei au demonstrat că vocea oamenilor poate fi o forță imensă în fața presiunii industriale și politice și au arătat că nu vor ezita să lupte pentru valorile lor și pentru viitorul generațiilor viitoare. Premiul pentru anul 2023 al Grupului pentru Dialog Social, pe care îl oferim astăzi comunității de click, este o recunoaștere a eforturilor ei susținute în promovarea dialogului și a democrației și îl vedem drept o celebrare a angajamentului și contribuției în apărarea și promovarea valorilor democrației, libertăților și drepturilor omului în societatea românească.
Într-o epocă în care partidele românești se nasc adesea în absența unor idei fondatoare și se dovedesc în general neputincioase să genereze ele însele proiecte de societate, aportul societății civile în conștientizarea unui ideal social se dovedește esențial. Astfel, organizațiile non-guvernamentale sunt adesea cele care dau conținut imaginației partidelor politice, care, dacă ar fi lipsite de aceste idei, s-ar istovi cel mai probabil în autoidentificări de tip dreapta și stânga, fără ca cineva să înțeleagă vreodată cu adevărat care este semnificația adâncă a acestei distribuții spațiale. Tocmai pentru că nu știu cum să se deosebească singure, dincolo de siglele, culorile și însemnele pe care le folosesc, partidele românești au nevoie de îndemnurile comunității pentru a-și hrăni acțiunea politică. Dacă ar fi să aleg 3 exemple din activitatea comunității de CLIC, care ar trebui să figureze în toate manualele de educație civică ale școlilor românești, aș menționa 1. Campania pentru protejarea pădurilor. Comunitatea de CLIC a inițiat o campanie amplă pentru protejarea pădurilor României, în special împotriva tăierilor ilegale și a exploatării necontrolate a resurselor forestiere. Prin mobilizarea membrilor săi și prin campanii de conștientizare publică, de CLIC a reușit să atragă atenția asupra acestui aspect crucial al conservării mediului înconjurător și să obțină angajamente din partea autorităților pentru aplicarea legilor existente și promovarea unei gestionări durabile a pădurilor. 2. Campania pentru salvarea roșiei montane. Comunitatea de CLIC a fost un susținător vocal și activ în lupta împotriva proiectului de exploatare minieră de la Roșia Montană, care ar fi avut un impact devastator asupra mediului, asupra patrimoniului cultural și asupra comunității locale. Prin campanii de conștientizare, proteste și lobby, de CLIC a mobilizat oameni din întreaga țară și din diaspora pentru a opri acest proiect controversat și pentru a promova alternative sustenabile de dezvoltare în regiune. 3. Campania pentru transparență și integritate în guvernare. De CLIC a inițiat mai multe campanii pentru promovarea transparenței și integrității în guvernare, cu accent pe combaterea corupției și promovarea responsabilității în administrația publică. Prin colectarea de semnături, lobby și advocacy, comunitatea de CLIC a fost implicată în adoptarea și implementarea unor legi și politici care să asigure o guvernare mai transparentă și mai responsabilă în România. Acestea sunt doar câteva exemple de campanii care evidențiază angajamentul și impactul comunității de CLIC în promovarea justiției sociale, protejării mediului și consolidării democrației. Dar aș vrea să amintesc și câteva din campaniile desfășurate de comunitatea de CLIC în anul 2023, pentru care veți primi acest premiu. Întărirea legislației antiviol. După 2 ani de presiune constantă, comunitatea de CLIC a reușit să convingă politicienii să adopte legislația antiviol mai aspră. Prin petiții, proteste și confruntări cu politicienii au fost obținute modificări legislative importante. Din 2024, orice act sexual al unui adult cu un minor sub 16 ani va fi considerat drept viol și va fi pedepsit cu închisoare de la 7 la 12 ani. Monitorizarea centrelor sociale și campania Toți știau. Comunitatea de CLIC s-a alăturat forțelor și a alăturat forțele Centrului de Resurse Juridice pentru a monitoriza centrele sociale fără anunț prealabil. Această colaborare a dus la demisia a 2 miniștri. Dreptul de acces liber în păduri. Mobilizându-se rapid, de CLIC a intervenit la Ministerul Mediului când a aflat că noul text al codului silvic interzicea accesul publicului în toate pădurile private. Prin presiune și advocacy au reușit să asigure că proiectul ce merge la promulgare nu mai prevede restricții pentru accesul în păduri. Implementarea sistemului de garanție returnare pentru ambalajele reciclabile. După 5 ani de eforturi, comunitatea de CLIC a reușit să mobilizeze opinia publică
și să determine autoritățile să implementeze sistemul de garanție returnare pentru ambalajele reciclabile începând din noiembrie 2023. Examinarea dosarului Gheorghe Ursu. Prin mobilizarea 12.000 de membri de CLIC a solicitat Procurorului General o nouă examinare a dosarului Gheorghe Ursu, iar într-o săptămână parchetul a cerut revizuirea cazului. Mărirea salarială a profesorilor. Cu sprijinul a 120.000 de membri de CLIC s-a alăturat mișcării de protest a profesorilor pentru salarii mai mari, obținând în cele din urmă mărirea salariilor din învățământ, care sperăm să aibă un impact asupra educației în România. Salvarea clădirilor monument. Membrii comunității de CLIC au cerut parlamentarilor să susțină un proiect legislativ pentru a proteja 100 de monumente istorice aflate în pericol, obținând aprobarea acestui proiect legislativ. Aceste campanii reflectă angajamentul și capacitatea comunității de CLIC de a influența schimbările sociale și politice în România, luptând pentru drepturile cetățenilor și pentru protejarea valorilor lor fundamentale. Este pentru mine o mare bucurie ca în numele membrilor Grupului pentru Dialog Social să îi felicit pe membrii comunității de CLIC pentru angajamentul lor de neclintit, pentru curajul și pentru realizările lor remarcabile. Sunteți o sursă de inspirație pentru noi toți și vă mulțumesc pentru că ne arătați că schimbarea este posibilă atunci când ne unim forțele în scopul comun al dreptății și al solidarității. Vă mulțumesc și vă felicit! Mulțumim, domnule Alexandrescu, mulțumim Grupului pentru Dialog Social pentru această distincție. Este o onoare să fim în acest spațiu. Eu personal sunt pentru prima oară aici. Am urmărit mulți ani dezbaterele din această încăpere. Sincer, din fotografii pare mult mai mare. Am observat mereu cum dezbaterele de aici au ajuns să fie subiecte pe agenda publică. Ne-au inspirat și pe noi în campaniile pe care le derulăm. DeClic s-a născut practic la Roșia Montană acum foarte mulți ani, chiar dacă pe atunci nu ne numeam DeClic, chiar dacă pe atunci urmăream o singură campanie. În timp am învățat la Roșia Montană foarte multe trucuri despre cum să schimbi practic România în bine, cum să schimbi percepții privind un proiect minier care ar fi distrus un sat foarte, foarte frumos din Apuseni. Acea experiență pe care am dobândit-o în acei ani de campanie, din 2015 o folosim pentru mai multe cauze la DeClic. Acest premiu, să spun sincer, este o primă recunoaștere a muncii pe care colegii mei, împreună cu membrii DeClic, o depunem. De obicei ne auzim numele doar când suntem criticați de cei care sunt vizați de campaniile noastre. Foarte rar ne sunt adresate cuvinte frumoase. Prin urmare, acest premiu ar trebui să fie și pentru toți membrii de CLIC o recunoaștere a muncii noastre, chiar dacă pentru unii membri implicarea a însemnat o simplă semnare a unei petiții, pentru alții a însemnat contribuții pentru un proces, participarea la proteste și evenimente în stradă. Cumva ne-am gândit mereu ca de CLIC să propună activități ușor de întreprins de oricine își dorește să facă ceva. Dacă ne oprim doar la semnarea unei petiții, probabil rar vom vedea schimbări enorme sau impresionante în politica din România, dar atâta timp cât continuăm să ne implicăm, atâta timp cât continuăm noi cel puțin să informăm pe cei care semnează petițiile privind tacticile care ar urma sau ce ar însemna să facem să câștigăm o campanie, cred că România este într-adevăr în niște mâini bune. Eu mi-am pierdut speranța în, să spunem, autoritățile statului care de la sine putere ar fi foarte transparente sau foarte deschise către societatea civilă. E clar că noi trebuie să ne câștigăm locul la masă și este clar că în ultimii ani am văzut și o dorință tot mai mare din partea autorității și chiar a unei părți a clasei politice de a restrânge posibilitățile societății civile de a fi o voce, de a schimba lucruri, de a fi un partener de dialog pentru deciziile care se iau. Știu că
În ultimii ani am observat foarte mult un adevărat atac asupra transparenței, asupra libertății presei, asupra dreptului la asociere și așa mai departe. Dar totuși trebuie să ținem cont că tot mai mulți oameni sunt cei care se implică. Tehnologiile moderne prin care comunicăm cu mulți oameni, luăm decizii mult mai repede împreună, ne ajută să fim într-adevăr o forță. Și este clar că în următorii ani e foarte greu să câștigăm chestii pe care nu le-am avut niciodată, dar este foarte important să nu pierdem lucruri care au fost obținute foarte greu, după ani de zile de dezbateri, după ani de zile de campanii, unele chiar cu sângele vărsat pe străzile din București la Revoluție, și ar fi un foarte mare păcat să ne îndreptăm încet, încet către o dictatură sau un regim iliberal, cum vedem în țările din jur, și să pierdem această fină democrație pe care am avut-o niște ani în România. Membrii de CLIC mereu, cred eu, vor semna aceste apeluri la acțiune, dar ține de toată societatea civilă să facem un front comun și să oprim practic acest derapaj care poate duce România într-o direcție total greșită. Mulțumim încă o dată pentru acest premiu, este o onoare să fim aici și în special aș dori să mulțumesc tuturor celor din România sau din diaspora care au dat un simplu click măcar vreodată pe internet în speranța că vor ajunge să trăiască într-o țară mai bună. Vă mulțumesc mult și cred că sunt foarte mulți oameni care, grație dumneavoastră și campaniilor dumneavoastră, fie semnând, fie chiar donând bani pentru comunitatea de CLIC, și-au găsit o reprezentare a vocilor în spațiu public. Ne fiind membri de partid, ne fiind înscriși în alte organizații, s-au simțit reprezentați de aceste campanii și au primit o voce. Fără să așteptăm, aș vrea să mergem mai departe către dezbaterea noastră. Noi am întâmpinat și am primit subiectul pe care ni l-ați propus, pe care îl considerăm un subiect de actualitate, și ne adunăm astăzi aici și pentru a dezbate despre restricționarea spațiului de expresie, de acțiune, al organizațiilor non-guvernamentale în societatea românească. Este o temă care recentă, care a apărut cam în ultimul an, mai pregnant, chiar dacă, sigur, de fapt ea e veche decât lumea, de la, probabil, Sofocle. Nu știu dacă Sofocle știa ce înseamnă societatea civilă, dar sigur știa ce înseamnă drepturile oamenilor. Și o să vă invit să reflectăm împreună la această temă. Ne-am organizat în felul următor. O să avem o prezentare a doamnei Roxana Pencea Brădățan. O să avem niște puncte de vedere ale unor membri de CLIC și dezbateri, bineînțeles, din sală. O să vă rog, membrii GDS, invitații, distinși invitați, salut și pe Dacian Cioloș, care ni s-a alăturat, să vă exprimați punctele de vedere. E un subiect foarte actual. Suntem mulți aici dintre cei care am, în diverse ipostaze și diverse calități, am apărat peisajul cultural și natural de mediu de la Roșia Montană și care ne-am văzut amenințați în ultima vreme, sub toate formele, prin procese, prin amenințări financiare, prin presiuni mediatice și așa mai departe. Știm ce înseamnă o presiune asupra unei opinii, știm ce înseamnă o presiune chiar asupra unui act guvernamental, de ministru sau de prim-ministru, când ar trebui să existe o libertate de acțiune și o responsabilitate ministerială, pe care, sigur, fiecare ministru și-o asumă. Deci, chestiunea este foarte actuală, e mai actuală prin ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme cu Roșia Montană, dar este foarte actuală și pentru spațiul de acțiune general al ONG-urilor în raport cu diversele lor acțiuni. O să rog pe Roxana să ne prezinte puțin tabloul. Voi trece eu aici, că e scurt firul.
Bună seara, mă bucur tare mult să fiu aici cu dumneavoastră în seara aceasta. Noi ne-am gândit pentru dezbaterea din această seară la o temă pe care o trăim în fiecare zi și care ne preocupă, pentru că vedem foarte mult cum autoritățile, cadrul legislativ se schimbă de așa măsură încât noi ca organizație avem pârghii din ce în ce mai puține sau se dorește să avem pârghii din ce în ce mai limitate de acțiune. Acum, noi vrem să vă povestim despre aceste preocupări ale noastre, dar nu vrem să o vedeți ca o direcție clară în care ne dreptăm fără speranță, pentru că noi la Declic suntem obișnuiți cu aceste lucruri rele pe care încercăm să le îndreptăm și ne-am dezvoltat de-a lungul timpului mecanisme de a face față. Cumva asta învățăm în societatea civilă, să facem față nu numai pe temele de interes, dar și pentru noi ca sector. Să reușim să facem front comun cu alte organizații, să fim puternici împreună. De aceea, în seara aceasta, am pregătit câteva intervenții scurte ca să vedeți cu ce ne confruntăm sau din perspectiva noastră a Declic, dar am invitat alături de noi și doi reprezentanți al altor organizații care trec prin acțiuni similare. E vorba de Ciprian Gălușcă de la Greenpeace și Mihai Bumbeș de la Miliția Spirituală, cred că e și el în sală. Și cumva am trecut în revistă mai multe aspecte și tare mult mi-ar plăcea să nu fie un monolog al nostru, putem să vă povestim prin ce trecem, cum reușim să mergem mai departe, mi-ar plăcea să fie mai mult o discuție. Altfel veți pleca de aici poate plictisiți și obosiți, n-aș dori asta pentru că e așa un moment festiv pentru noi. Și de asta vă rog să ne întrerupeți, să povestim, să dezbatem, ne contrazicem. Ziceți, ne spuneți alte exemple, orice, suntem deschiși la a povesti cu dumneavoastră. În ceea ce privește lucrurile foarte pe scurt pe care noi le vedem, este că de data asta, cumva, autoritățile și-au făcut și ele un manual, așa cum și noi învățăm ca activiști și fiecare campanie are o rețetă și o metodă pe care o folosim, așa și autoritățile vin, probabil se întâlnesc și planifică, așa cum noi o facem pentru binele comun, spunem noi, și ei planifică cum ar putea să îngrădească anumite pârghii de acțiune. Uneori suntem prea zgomotoși, prea vizibili, uneori reușim să creăm divergențe în interiorul partidelor. Ei bine, toate aceste lucruri nu sunt văzute cu ochi buni. Și atunci ce se întâmplă? Vedem la modificări, de exemplu, de finanțare, ce se leagă de finanțarea organizațiilor, cum sunt mecanismul de 3,5%. Vedem cum ele sunt micșorate sau, în fine, reconfigurate. Explicațiile o să vi le dea colegii. Eu doar vi le enumăr câteva. Vedem, de asemenea, accesul la justiție este din ce în ce mai limitat. Sunt modificări legislative care au trecut și aici detaliez foarte pe scurt. De exemplu, avem la dispoziție acum mult mai puțin timp de a anula în instanță un plan de urbanism. Pentru ONG-uri s-a restrâns timpul de atacare a unui astfel de plan de la 5 ani la un an. Avem doar 30 de zile la dispoziție să atacăm un act emis gen autorizație de construire, ceea ce în timp lucrurile astea ne afectează pentru că nu suntem omniprezenți în societate să vedem toate abuzurile care au loc și să putem interveni instant. Uneori avem nevoie de timp, avem nevoie de alți avertizori care vin și ne semnalează. Deci asta e un alt exemplu. Avem exemplu cheltuielilor de judecată care sunt foarte mari pentru organizațiile societății civile care merg în instanță pentru apărarea interesului public, iar dacă aceste procese se încheie nefericit pentru organizații, ele se soldează cu sume exorbitante. Avem exemplu dizolvării unor organizații care au fost prea vocale și au mers împotriva unor interese imobiliare. Avem exemple de cenzură din partea firmelor de publicitate care vin și cenzurează mesajele pe care noi le punem în spațiu public cu ajutorul membrilor de Declic, pentru că ei sunt cei care donează, de exemplu, pentru panouri publicitare pe Valea
Prahovei avem un exemplu. Ne confruntăm cu autocenzură din partea acelorași firme media care preferă să nu ne vândă spații publicitare pentru că mesajul nostru clar va fi deranjant la adresa autorității. Avem și o problemă de vizibilitate din ce în ce mai serioasă în media pentru că sunt foarte multe contracte publicitare acordate unei părți a presei care astfel evită să mai arate versiunea noastră de poveste, acțiunile de click și atunci limitează vizibilitatea pe care o organizația ca a noastră o are. Deci sunt multe probleme cu care sectorul nostru se confruntă, dar în același timp vreau să păstrăm acest mesaj de speranță, pentru că noi credem și de asta suntem și astăzi aici și noi încurajăm membrii de click de peste tot din țară să acționeze. Credem că dacă noi nu renunțăm și dacă suntem suficient de atenți, putem depăși toate aceste dificultăți. Pentru că nu suntem aici câțiva dintre noi, dar știm că avem acasă sute de mii de oameni, milioane de români care ne susțin și ne dau energia să ducem lupta asta în continuare. Și aș vrea să menționăm, uite, că povesteam de cenzură și autocenzură. Cătălina, zi-ne tu foarte pe scurt. Sau dacă sunt întrebări, că am zis că comentarii. De fapt, probabil că poate după ce vă povestește Cătălina, pentru că e uimitoarea povestea aceasta. Așa, m-au... Da. Oh, ok. Bună seara! O să vă povestesc despre una dintre campaniile noastre grele, toate sunt grele, dar aici este vorba de campania pentru tăierea pensiilor speciale. Acum 2 ani, în decembrie, încercând să punem cât mai multă presiune ca să treacă modificarea și să se taie, să fie tăiate într-un final pensiile speciale, am hotărât să facem niște panouri publicitare cu pensia premierului de la acea vreme, Nicolae Ciucă. Împreună cu colega mea, Michi, am căutat mai multe firme de publicitate și am avut norocul să găsim o firmă pe Valea Prahovei care să ne închirieze mai multe panouri. Am făcut apoi un apel către membri, am reușit să strângem banii, am pus panourile, le-am și văzut trecând pe Valea Prahovei, erau mari, toată lumea care merge pe acolo pe DN1 le-a remarcat, numai că stupoare 3 zile sau 4 zile mai târziu ne-au sunat cei de la firma de publicitate panicați că primarii din localitățile prahovene unde erau puse panourile au trimis angajații să le dea jos, că i-au amenințat că o să-și piardă toate contractele și că din acel moment nu vor în niciun fel să mai audă de genul acesta de campanie. Din fericire pentru noi, pentru că există și o parte bună, lucrurile nu s-au oprit aici, pentru că noi am făcut un live de acolo, am dat un comunicat de presă, iar presa de bine a preluat subiectul, am făcut apoi reclame în care am anunțat că guvernul și primarii PNL au aplicat cenzura. Și, practic, campania noastră a câștigat și mai multă vizibilitate, pentru că, în afară de șoferii care ar fi trecut pe Valea Prahovei și ar fi văzut mesajul nostru, el a fost văzut de sute de mii de oameni în mediul online, prin reclame și în presă. Dar a fost un moment în care cenzura și-a spus cuvântul. Un moment clar de cenzură. Primarii n-au recunoscut nicio clipă când noi i-am sunat că au făcut asta, dar acele panouri au fost efectiv tăiate peste noapte, după care 2 săptămâni mai târziu ne-a dispărut și panoul din București, fără niciun fel de explicații, era în sectorul 3. Dacă sunt întrebări sau experiențe prin care ați trecut sau de care ați auzit de acest fel... Probabil sunt numeroase exemple de cenzură, noi nu o le acoperim clar pe toate din... Da? Vă rog. Eu vreau să pun o singură întrebare. Cum facem să aducem bani în societatea civilă? De fapt, totul se reduce la asta.
cum facem, pentru că tot ce a spus, că s-a desfințat un ONG, că nu mai avem putere să facem litigii, că toate astea țin de resursa financiară. Și eu am fost șocat, e un post de radio pe care nu-l ascult, dar eram cu cineva în mașină și era o cauză socială și erau niște prezentatori faimoși, așa, și au strâns într-o jumătate de oră 40.000 de euro. Și am făcut repede un calcul, era dublu cât strânsesem din donații la Salvați București în 10 ani. Eu cred că asta este singura întrebare pe care... Cum sunt oameni care au milioane și care sunt de bună credință și care donează la cauze sociale? Cum facem să-i aducem pe oamenii ăștia să-i convingem să doneze către organizații civice? Eu cred că asta este singura întrebare. Aici, ca să răspund simplu, un bun început ar fi să nu se mai taie din oportunitățile existente. Colega mea Silvia, care se ocupă de acte la declic, cam la câteva luni îmi tot spune de o sursă de finanțare care a dispărut. Mecanismul de 3,5% care nu se mai aplică la nu știu care categorie. Sau, nu știu, noi nu am mers niciodată pe ideea că ne-am putea finanța foarte mult de la fundații sau de la... nu știu, firme, pentru că ne-am dorit foarte mult ca oamenii, cei care le pasă, cărora le pasă de cauzele pentru care noi luptăm, să și finanțeze acțiunile respective. De-a lungul timpului, da, au fost procese în instanță care au costat 10.000 de euro și banii s-au strâns de la oameni. Și aici nu vă gândiți că au fost multimiliardari ai României care au donat toți banii. Au fost mii de oameni care au pus fiecare câte 10-15 lei. Nu vorbim de sume enorme, ci vorbim de mulți oameni. Și cred că orice formă de sprijin al statului care să nu fie urmată de o formă de control, cum statul de multe ori îi place, statul îi cam place să facă, sunt mecanismele care ne-ar ajuta. Știu alte țări unde organizațiile sunt finanțate tocmai ca să critique statul. La noi, dimpotrivă, cumva mi se pare că în momentul în care ești finanțat de stat, este și o așteptare să nu-i critici. Din partea companiilor, noi, de exemplu, ne foarte greu să primim bani pentru că sunt companiile care oferă bugete foarte mari. De foarte multe ori sunt și companiile care poluează, care, nu știu, au practici de business foarte dubioase și nici nu am vrea să fim în vreun fel asociați cu acele forțe. Deci, dacă e să, nu știu, să transmitem un mesaj noi din societatea civilă, nu cred că banii trebuie neapărat să fie dați, de exemplu, de partide doar către presă. Poate că trebuie să fie și niște mecanisme care nu merg prin partide, care nu merg neapărat prin politic, dar care asigură un fel de linii de supraviețuire pentru organizațiile care totuși întreprind o parte a muncii statului, au un rol public. Poate că, ca un semn de încurajare, și o să predau microfonul către dumneavoastră, Declic este finanțat în proporție de 80% prin donații, mici donații de la oameni din țară. Ne vedeți, suntem o echipă de 12 persoane. Întreaga activitate a Declic este susținută până la urmă de oameni de acasă, de oameni care vor o schimbare în societate. Cred că asta e calea pentru alte organizații, pentru că, într-adevăr, cetățenii, văzând rezultatele pe care o organizație ca noastră le are, și sunt foarte multe organizații cu bune rezultate în România, aleg să le susțină. Și cred că asta este o cale la îndemână pentru mai multe organizații. Dorea cineva? Poftiți. Și să vă și mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru Roșia Montană. Din punctul meu de vedere, momentul acela a fost un fel de test de maturitate pentru societatea civilă din România, care a început să fie percepută ca atare în societatea românească. Și să vă mulțumesc și pentru că, bun, eu când am fost în 2016 la guvern, și Vlad știe, de fapt, Vlad a început procesul acesta de pregătire a dosarului, care a fost continuat apoi de Corina Șuteu și de echipa de la Ministerul Culturii. I-am avut niște ezitări pentru că am căutat o modalitate prin care să putem promova acest proiect la UNESCO fără să pun în pericol statul român, care era la momentul respectiv în proces cu Gold Corporation.
Și în cele din urmă, argumentele pe care le-ați adus, și publice, dar și informale trimise către guvern, m-au ajutat atunci să putem lua decizia finală și să găsim modalitatea prin care să trimitem dosarul fără să punem în pericol, așa cum a spus, statul român prin decizii pripite ale guvernului. Însă ce vreau să spun apropo de discuția pe care ați provocat-o astăzi. Societatea civilă e o putere în societatea românească. Organizații neguvernamentale și comunități, precum ale dumneavoastră, sunt o putere și își asumă o putere în societate. Și împarte puterea în felul ăsta cu puterea politică a partidelor, exprimată prin stat. Cu cât societatea civilă mai puternică, cu atât unii politicieni se simt mai slăbiți. Și câtă vreme va exista confruntarea asta, nu cred că trebuie să ne așteptăm la mai mult sprijin din partea politicienilor care au sentimentul că li se ia din puterea la care ei au dreptul. Deci eu cred că ideal ar fi să ajungem într-o situație în care politicieni și partide, nu toate, că nu trebuie să ne facem iluzii, dar să fie cât mai mulți politicieni și cât mai multe partide care să înțeleagă că au tot interesul să împartă puterea din societate cu societatea civilă. Asta se întâmplă în unele țări din Europa de vest. Și atunci, sentimentul meu e că probabil vă focalizați prea mult atenția pe ce decide sau nu decide puterea asta politică, partidele, instituții ale statului unde puterea se exprimă prin partidele politice. Nu că nu e importantă, pentru că e foarte importantă, pentru că ei iau decizii care sunt executorii apoi. Ce vreau să spun e că eu am tot mai puțin, după experiența asta în politică, în politica de partid, am tot mai puțin sentimentul că vom reuși să schimbăm în mod structural, fundamental, modul de gândire a politicienilor, impregnând partidele de oameni noi, de oameni cu altă gândire. Din diferite motive, ăsta e un alt subiect. Cred, în schimb, că politicienii vor gândi diferit sau se vor comporta diferit în măsura în care societatea, cei care îi aleg, cei care îi votează, vor fi mai activi și le vor transmite anumite mesaje. Așa că eu cred că toată investiția de energie, de resurse pe care o faceți pentru a fi în contact cu cât mai mulți oameni și pentru a le transmite cât mai mult rezultatele activității dumneavoastră și a-i face să aibă încredere în ceea ce faceți, cu atât cred că vom câștiga mai mult în maturitatea asta a societății și în posibilitatea de a avea sprijin pentru ceea ce faceți. Apropo și de finanțare, de care zicea Nicușor, cred că de acolo poate să vină și mai multă finanțare. Și întrebarea mea asta ar fi, cum credeți că putem promova, face cunoscute mai bine rezultatele activităților pe care le aveți? Pentru că dacă ne uităm, bun, avem două categorii, să zicem, de societate civilă. Cei care se luptă pentru anumite drepturi, protestează, se confruntă cu statul, cu instituții ale statului, cu mari companii și așa mai departe, și avem și organizații neguvernamentale care poate mai tăcute, dar fac lucruri pe teren. Eu ce constat că în ultimii ani, dacă s-au construit spitale sau s-au renovat spitale sau s-au renovat școli, grădinițe, cele mai multe au fost făcute prin proiecte ale societății civile și, interesant, nu cu finanțări publice, ci cu finanțări care provin de la cetățeni sau de la companii. Eu cred că mai avem un proces de maturizare și a celor care au resurse financiare și care sunt gata să le pună la dispoziția unor astfel de proiecte. Deci, cred că o întrebare la care, dacă găsim răspunsul, ne-ar putea ajuta e cum facem pentru ca astfel de rezultate ale societății civile să fie cunoscute de cât mai mulți oameni, pentru că avem deja partea asta a societății care
își poate și să-și permită și material, dar și moral, etic, să-și asume, să financeze astfel de proiecte, dar e important să ajungă informațiile la ei. Eu am avut situații când am aflat de proiecte ale dumneavoastră, de la soția, de la frate meu, sora mea, verișor, oameni din familie care mi-atrăgeau atenția pentru că sau primeau pe mail, sau aflau din diferite părți lucrurile astea și căutau să sprijine proiectele. Deci cred că și aici ar merita crowdfunding, dar și crowd difuzare de rezultate cât mai mult. Și ceea ce face GDS-ul astăzi e un instrument foarte util și din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Da! Da! Funcționează? Mulțumim, domnule Cioloș, că ne dați sfaturi cum să ne facem treaba. Dar în acest context aș vrea să vă rog, dacă ajungeți vreodată din nou prim-ministru, să fiți mai transparent, pentru că cred că guvernul Cioloș a fost cel mai puțin transparent cu societatea civilă dintre câte guverne am targetat noi. Mulțumesc! Cereri de informații, campanii adresate guvernului Cioloș, nu știu acum, o să vi le caut dacă vreți și vi le dau. N-am primit niciun răspuns, niciodată. Am și o intervenție legat de procesul de arbitraj cu Roșia Montană. Nu a fost doar un dubiu, a fost o opoziție puternică din partea dumneavoastră cu privire la înscrierea în UNESCO. Am fost parte din membrii echipei juridice care au formulat răspunsurile și știu cât de greu au pătruns spre dumneavoastră. Lăsând asta la o parte, pentru că s-a terminat cu bine și ce este bine se termină cu bine și ce este bun până la urmă are un final bun, dar aș mai vrea, pentru că ați menționat două categorii de societate civilă, cea care este activistă, care se luptă cu corporații, care se luptă cu statul și cea care face muncă de teren. Din păcate, peisajul este mult mai complex. Viața este complexă și are multe aspecte, spune un film care îmi place mie foarte mult. Există și o zonă a societății civile fake, și anume organizații paravan ale unor corporații înființate special pentru a care era astroturfing, exact. Există și un termen consacrat pentru asta, de corporații care înființează organizații fake, care mimează suport din partea, nu știu, membrilor comunității sau ale națiunii sau ale, mai știu eu, cui, sau ale presei și așa mai departe, și de fapt în spatele lor sunt multe interese ale unor corporații, ale unor partide, mulți alți asemenea inamici. Am avut de-a face cu asemenea corporații din tinerețile noastre, de la Roșia Montană, deci aceia au fost campioni în foarte multe domenii. Roșia Montană cred că avea cel puțin 10 sau 15 organizații așa paravan care mimau interese ale comunității locale, care de fapt susțineau, erau fervenți susținători ai acelui proiect. Și asist și în aceste zile la asemenea organizații care, de exemplu, apără interese ale unor investitori imobiliari și care intervin în procese în care, de exemplu,
organizația Salvați Bucureștiu atacă o autorizație de construire a unui, dați orice exemplu, de investitori imobiliari și intervin în interesul investitorului imobiliar în proces și multe alte exemple. Deci este un spectacol un pic mai divers și mai complex, din păcate, cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Da. Dacă tot suntem la momentul ăsta când a trecut cu procesul și, așa cum spuneați, viața e complexă și are multe aspecte și sunt total de acord, legat de Roșia Montană și de poziția guvernului. Guvernul pe care l-am condus a fost format din mai multe ministere, cu autoritate, exact așa cum Ministerul Culturii a avut autoritatea care i-a permis să depună acel dosar la UNESCO în numele guvernului, fără o hotărâre de guvern și fără o decizie a guvernului. Dacă ăsta e reproșul care mi se face ca prim-ministru, că n-am avut o susținere a guvernului pentru acel proiect, da, nu a existat o susținere a guvernului ca instituție, pentru că din acel guvern făceau parte și Ministerul de Finanțe și Ministerul Justiției, care în mod foarte clar și-au folosit autoritatea instituțională de ministere care erau implicate în apărarea României în acel proces și care mi-au spus foarte clar că nu vor aviza o hotărâre sau o decizie a guvernului sau un memorandum al guvernului care să promoveze acel proiect. Și atunci, la momentul respectiv, deci eu am luat în calcul opinii juridice și de la Ministerul de Finanțe, și de la Ministerul Justiției, și de la Ministerul Culturii, și de la organizații neguvernamentale, le-am cântărit și, în cele din urmă, decizia luată a fost ca acel dosar să fie înaintat de Ministerul Culturii, care oricum avea autoritatea să o facă și n-avea nevoie de hotărârea guvernului, și cum n-am putut să obținem o hotărâre a guvernului, acel dosar al Ministerului Culturii a fost însoțit de o scrisoare semnată de mine ca prim-ministru, un fel de prefață în care am prezentat valoarea, importanța valorii patrimoniale a acestui proiect și scrisoare care a făcut parte din dosarul care a fost depus la UNESCO și eu cred că a cântărit într-un anumit fel. Deci, evident... De ce? Nu era nevoie, dar o hotărâre de guvern pe care noi ne-am fi dorit-o, pentru că atunci când Vlad Alexandrescu a propus o listă cu elemente ale patrimoniului pe care să le promovăm în cadrul guvernului, noi am pus asta ca o prioritate a guvernului, l-am discutat în guvern și atunci eu ca prim-ministru mi-aș fi dorit ca acest dosar să fie înaintat printr-un memorandum al guvernului, pentru că fusese împărtășit ca o prioritate, să zic, politică a guvernului. Ei, în momentul în care dosarul a fost pregătit de Ministerul Culturii într-o primă fază, a fost înaintat celorlalte ministere spre avizare, am avut, așa cum am spus, opoziția clară a Ministerului de Finanțe și Ministerului Justiției, care mi-au spus că nu își vor asuma avizarea un astfel de proiect, pentru că, din punctul lor de vedere, există un risc major ca un astfel de document al guvernului să fie folosit în proces împotriva statului român. Ei, eu nu puteam să le impun lor o altă decizie, pentru că aveau autoritatea, fiecare ministru are autoritatea ministerului pe care îl reprezintă, dincolo de ceea ce decide prim-ministru. Eu puteam să duc pe agenda guvernului subiectul, am dus subiectul pe agenda guvernului, după o discuție, asta a fost concluzia și atunci, timp de, cred că vreo lună și ceva, am căutat formula prin care să putem totuși trimite acest dosar la UNESCO și Corina Șuteu mi-a spus, Dacian, da, uite, eu ca ministru al culturii îmi asum lucrul ăsta, dar gândește-te dacă tu ca prim-ministru pot sau nu să-l susții, pentru că oricum eu voi trimite dosarul acesta în numele Ministerului Culturii.
Și de asta am stat până în ultima zi ca să găsim o formulă, am căutat o formulă prin care să existe un endorsement și din partea guvernului, pentru că fusese deja un proiect asumat, și am găsit în cele din urmă acea formulă în care era un angajament al prim-ministrului guvernului României, asumat prin acea scrisoare pe care eu oricum o pregătisem după ce mă întâlnisem la un moment dat cu experții scoțieni care au venit la solicitarea UNESCO să evalueze valoarea patrimonială și a fost de fapt un raport care a însoțit documentul. Deci asta, să spun, pentru istorie, însă aveți tot dreptul să fi avut alte așteptări de la mine. Eu tocmai de asta v-am spus că, dincolo de tot respectul pe care l-am pentru societatea civilă, la momentul respectiv eram nu doar susținător a unor proiecte pentru societatea civilă și de asta chiar m-ar interesa să știu unde am blocat, pentru că dacă am făcut-o, vă garantez că n-am făcut-o voit și n-am făcut-o eu voit. Dar guvernul acela e mare. Toate guvernele au comunicat. Nu s-a răspuns, dar am avut dialog. Da. Guvernul Cioloș nu a. Bun, îmi pare rău, asta e, mi-asum, pentru că am fost prim-ministru. Însă, la momentul respectiv, am fost și om de stat și trebuia să găsesc formula prin care să nu pun în pericol felul în care statul era reprezentat în acest litigiu. Mulțumesc! Da, aș vrea și eu să spun ceva care să fie pertinent pentru dezbaterea de azi, nu că restul n-ar fi, dar e totuși important. Ceea ce cred că trebuie să formulăm ca o preocupare pentru astăzi nu este faptul dacă guvernul Cioloș a înaintat dosarul la Roșia Montană, fiindcă l-a înaintat. Ceea ce mi se pare foarte amenințător este că într-un moment în care România sau unii responsabili din România credeau că noi o să pierdem în dosarul de arbitraj, în hotărârea Tribunalului de Arbitraj de la Washington, s-au formulat amenințări clare la adresa miniștrilor guvernului Cioloș și la adresa primului ministru Cioloș și la adresa unor responsabili care au semnat diverse acte în acel moment. Ăsta mi se pare un lucru foarte periculos și aș vrea să o spunem aici, la Grupul pentru Dialog Social. Acest proiect minier care a început în 2001, a început să se vorbească de el în 2001, ca despre un mare proiect, nu a reușit niciodată să convingă autoritățile românești. Toate autoritățile românești l-au respins. Adică, ministerele nu și-au dat acordul, Parlamentul României nu și-a dat acordul, nu a modificat legea minerilor în sensul în care ar fi dorit investitorul respectiv. Comunitatea de la Roșia Montană nu a acceptat acest lucru și acest lucru a fost foarte vizibil. Și în cele din urmă, prin campanie de mobilizare ale societății civile, trebuie spus lucrul ăsta, au ieșit în stradă sute de mii de români. Sute de mii de români s-au opus acestui proiect. Cum a putut un responsabil politic sau niște responsabili politici în lunile care au trecut cum și-au permis să amenințe pe acei miniștri și pe acei oameni care au reprezentat vocea poporului român? Asta e întrebarea. Cine reprezintă poporul român? Cum și-au permis, chiar în virtutea posibilității că noi am fi putut pierde o sumă, da? În loc să-și pună problema de ce am fi pierdut acea sumă? Cine sunt acei responsabili care prin corupție au făcut posibile obiecții ale unui investitor? În loc să-și pună această problemă și să pună reflectoarelor pe vinovații pentru aceste lucruri, au adus în discuție buna credință a unor oameni care s-au făcut pur și simplu vocile, portparolul, da?
a sute de mii de oameni și a tuturor instituțiilor României care au respins proiectul. Despre asta e vorba. Adică să punem lucrurile acolo unde sunt. Și cred că în acest sens, și ăsta e cumva și cred că obiectul discuției noastre de azi, în acest sens, organizațiile non-guvernamentale au arătat nordul. Au hrănit, de fapt, o administrație centrală, au hrănit reflexia unor miniștri, a mea de pildă, în perioada respectivă, a domnului Dacian Ciolo și a altora, în sensul că le-au arătat ceea ce trebuie să facă ca niște români patrioți, ca niște reprezentanți ai poporului din care vin. Asta am făcut. Da? Și pentru asta am semnat și asta am reprezentat. Și asta a fost Nordul. Și vă mulțumesc încă o dată că ne-ați arătat. Preiau eu un pic microfonul. Pentru noi, astăzi e foarte confortabil. Deja avem o istorie de aproape 8 ani de zile, avem o comunitate extraordinară de peste 1 milion de cetățeni, nu a fost mereu așa. Noi am început să învățăm, eram studenți, ce înseamnă să fii activist, am învățat de la oamenii din Roșia Montană. Cumva ei ne-au inspirat să fim ceea ce suntem astăzi, să vrem să facem mai multe pentru țara în care trăim, să știm să ne cerem drepturile, să fim vocali, să fim critici, vedeți, ne vedeți și astăzi aici. Sunt lucruri pe care le-am învățat de la un mic sat din Apuseni. Acest proces de învățare încercăm și noi să-l ducem mai departe. Astăzi o facem cu membrii care ne urmăresc de acasă, care sunt parte din comunitate, care învață împreună cu noi să mergem la proteste, să scriem mail-uri, să mergem în audiență, să fim vocali, toate lucrurile astea le învățăm. Și am văzut, și asta e partea bună a lucrurilor, că încep să învețe și oamenii politici din toate tipurile de partide, fiecare în ritmul propriu. Unii învață mult mai rapid și ne bucurăm astăzi să vedem că domnul Cioloș recunoaște că a învățat alături de noi pe cazul Roșia Montană. Alții nu învață și au nevoie de mai mult timp. Noi suntem aici să insistăm, să presăm și să învățăm unii de la ceilalți. Și avem colegi din societatea civilă, pentru că mai avem exemple de la Declic, dar vreau să auzim și exemple care vin de la Ciprian sau de la Mihai. Care dintre voi vă simțiți aici? E ceva spectaculos, nu? E vorba de aceste... Da, mă, îți cedăm locul. Pentru că sunt experiențe variate care ne arată că trebuie să facem front comun mereu. Și te rog. Bună seara tuturor. Puțin context, eu sunt Mihail Bumbeș și reprezint Miliția Spirituală în această seară, organizație care s-a înființat acum 22 de ani în Facultatea de Istorie Universitatea din București. Foarte pe scurt, în 2018, la apelul unui grup civic din București, grupul civic Floreasca, ne-am implicat într-un proces imobiliar de a contesta autorizația de mediu, autorizația de construcție, suspendarea autorizației de construcție, în fine, mai multe procese ce țin de urbanism, la fosta hală Ford, dacă o știți, în Floreasca. Cum spuneam foarte pe scurt, am pierdut aceste procese, ni s-au alăturat pe parcursul procesului Asociația Salvați Bucureștiul și Asociația SOS Orașul. Cum spuneam, am pierdut aceste procese intentate autorităților locale, că e foarte important în această poveste. Noi nu ne-am judecat niciodată cu One Properties. One Properties a intervenit în aceste procese ca, să zicem, parte interesată. În urma acestor procese pierdute, ni s-au cerut cheltuieli de judecată de peste 60.000 de euro. Evident, nicio organizație nu deținea asemenea active. Drept urmare, toate cele 4 organizații implicate în poveste au ajuns la tribunal. One Properties ni s-a cerut dizolvarea pe motiv de incapacitate, insolvență, pentru că nu puteam să plătim aceste cheltuieli de judecată. În cazul nostru, totul s-a petrecut extrem de rapid. În septembrie 2022 s-a pronunțat instanța pe fond. Foarte simplu, ne-au dizolvat pentru că nu puteam plăti acele cheltuieli de judecată, iar în
decembrie, la nici două luni am făcut o socoteală de la momentul respectiv, nici două luni de zile s-a luat și hotărârea definitivă, Tribunalul București, pe 12 decembrie 2022, am fost dizolvați definitiv. Între timp, din fericire, celelalte trei organizații au reușit să strângă banii, în fine, nu știu cum s-au prăjit acele procese. One Properties s-a ales cu cei 60.000 de euro, iar noi ne-am ales cu dizolvarea. Dar povestea nu se închide aici. După ce One Properties și-a recuperat aceste sume, au început alte două procese. Unul împotriva organizațiilor care au fost parte din aceste procese, ni se cer 2 milioane de euro. Din fericire, în primă instanță am câștigat. Aici probabil Nicușor ar putea să dea mai multe detalii, pentru că la noi n-au venit niciun fel de document pe subiect. Iar al patrulea proces din această campanie ne vizează pe noi, deci vreo 8, Ștefania, știi mai bine cât suntem în povestea asta, ni se cer 1 milion de euro, tot de către One Properties, pentru că le-am afectat persoană fizică, asta spuneam. Pe de o parte, deci avem organizațiile cărora li se cer 2 milioane de euro, iar separat de acest proces, un alt proces care începe pe 23 mai, ni se cer 1 milion de euro în solidar, mie, Ștefanie Simion, lui Nicușor Dan, pentru că era la vremea respectivă director la Asociația Salvați Bucureștiu. În fine, ca să spun foarte, foarte, foarte pe scurt situația miliției spirituale. Fizic, e vorba? Nu, vorbim foarte clar de o campanie de intimidare, care nu ne vizează doar pe noi, pentru că în procesul de dizolvare e foarte important lucrul acesta. În procesul de dizolvare, pe oameni nu-i interesa să recupereze cei 60.000 de euro. Ei au spus explicit, repet, explicit au spus în documente că vor să dispărem, da? Ca pe viitor să nu mai contestăm niciun proiect imobiliar și să nu mai deranjăm pe nimeni. Deci ăsta era scopul lor, complet nedemocratic, și au spus lucrul ăsta negru pe alb, au spus foarte clar în documentele respective că pe ei nu interesează de fapt banii, ci ca noi pe viitor să nu mai putem bloca absolut niciun proiect imobiliar, și nu doar imobiliar, probabil că aici vorbim de cu totul alte interese. Venind în drum spre GDS, mi-am adus aminte de un caz din Italia. Poate nu știu dacă lumea îl cunoaște, vorbim de un activist în anii 70, Pepino Impastato, undeva în sudul Italiei, care în 1978 a fost ucis de mafie. Motivul, el avea un radio ilegal, ca să zic, clandestin, în care vorbea despre afacerile imobiliare ale mafiei. S-a opus acestor proiecte imobiliare. Drept urmare, după ceva timp, a fost ucis de mafie, dus pe o cale ferată, parcap, în fine, o întreagă poveste, pe 9 mai 1978, și făceam legătura acum cu România, în fine, și cu ce ni se întâmplă nouă. Bun, nu mă văd ucis pe calea ferată, adică nu merg până într-acolo, dar în schimb România se acționează altfel. Ești distrus pe de-o parte, ești hărțuit constant în presă, și dacă luați din 2018 și până astăzi, o să vedeți o tonă de articole pe lumea justiției, Gândul, Deceniu și așa mai departe, Antenă, plătite de această mafie imobiliară, pentru că nu mă feresc să spun că vorbim de mafie imobiliară, modul în care acționează mă conduce într-acolo, în care suntem atacați constant, plus aceste cheltuieli de judecată, să presupunem că pierdem, da? Eu sper prin absurd că pierdem. N-am de unde să dau, nici eu, și probabil și ceilalți nu avem de unde să dăm aceste milioane de euro. În momentul respectiv, eu, practic, vorbim de o moarte socială, lucru care s-a întâmplat, de exemplu, fac o paralelă cu perioada comunistă, în anii 80, domnul Radu Filipescu este aici, foarte puțin mai ajungeau în pușcării. În schimb, erau declarați bani buni și așa mai departe, și oamenii aceștia cumva deveneau morți social, pentru că oamenii fugeau de ei. Același lucru cumva se întâmplă astăzi. Asistăm la o moarte socială a unor activiști pentru că nu mai pot să supraviețuiască social, financiar și așa mai departe. Asta se întâmplă astăzi. Apropo de suport financiar pentru a te lupta cu acești dinozauri, cu această mafie care e foarte bine conectată politic, foarte, foarte bine conectată politic, și este foarte, foarte greu să te lupți. Când ai o casă de avocatură cum este Stoica și Asociații și tu n-ai niciun fel de resurse, iar oamenii au resurse nelimitate, e aproape imposibil să te lupți.
Scuză-mă și închid. Să chem și într-o notă în care... Nu, apropo că mi-am adus aminte de ce am făcut referire la, la Peppino Impastato și la, la moartea lui, activiștii italieni au afișat un banner pe care scria Mafia ucide, la fel și tăcerea voastră. Tăcerea noastră a tuturor, mă refer ca societate, conduce la, la moartea și la declinul democrației. Deci e nevoie de mai multă solidaritate din punctul meu de vedere în astfel de, de situații. Da, oamenii sunt mult mai sensibili la, la proiecte sociale, dar când vorbim de anticorpi la, la, la ce vedem astăzi, e nevoie chiar de bani, apropo. E nevoie de bani să te poți lupta cu, cu acești dinozauri. Nu ne place să tăcem în general, dar îți mulțumim pentru intervenție și de aceea la Declic ne luptăm și pe frontul acesta și Antoniu ne poate spune câteva cuvinte despre petiția lansată tocmai pentru că cerem autorităților statului, Ministerului Justiției soluții ca aceste cheltuieli de judecată să nu mai fie imputate organizațiilor în cazul în care se pierd astfel de procese. Și Antoniu, dacă vrei să ne spui un pic despre petiția asta în care implicăm foarte mulți membri de Click pentru că ar putea fi o soluție la pe viitor pentru organizații ca ale noastre. O să vorbim și despre asta, sigur că da. O să vorbim și despre asta. Înainte de toate vreau să vă spun că eu m-am alăturat echipei de echipă acum vreo 6 ani și la un moment dat, în primele mele luni, am aflat că de Click are foarte multe procese deschise și am întrebat-o pe Roxana, măi, dar nu vă e frică? Pentru că mie, om fără experiență, am fost un jurnalist, om fără experiență în, în lupta în instanță, aveam așa un sentiment de friguri. Mă lua cu friguri când mă, gândesc, când mă gândeam cu cine se, se luptă de Click. Și Roxana mi-a spus foarte senină, nu ne e frică pentru că ne propunem să câștigăm. Și am admirat foarte mult acest curaj. În, în timp l-am preluat și eu cumva și m-am hrănit din acest curaj și am mers totul foarte bine până când a început să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu, cu miliția spirituală. A fost momentul în care a început să-mi fie puțin nu teamă, dar am început să fiu din nou îngrijorat și, și mi-am dat seama că oricât de mult curaj am avea și oricât de mult câștigăm în instanță, este suficient să pierzi o singură dată și în momentul în care pierzi, poți să mori. Și mi-a plăcut... Nu mai există, a fost dizolvată. Și mi-a plăcut foarte mult un articol scris de partenerii noștri în această petiție, cei de la Apador CH, un articol care se numește În România există încă pedeapsa cu moartea. Ei au avut o inițiativă, au trimis la Ministerul Justiției o propunere de schimbare a legislației pe care noi am considerat-o bună și pe care am sprijinit-o cu o petiție care, spre surprinderea noastră, pentru că este o temă destul de tehnică, a avut parte de o susținere populară extraordinară, peste 21.000 de oameni au semnat deja această petiție. O petiție care cere foarte pe scurt ca în cazurile în care ONG-urile urmăresc în instanță interesul public, fiecare parte să-și plătească cheltuielile de judecată. Desigur, este o chestiune extrem de complexă. Am participat și tu ai fost acolo, Mihail, la Ministerul Justiției la o dezbatere pe această temă și din partea celor de la guvern a venit imediat replica bine, bine, dar imediat o să profite foarte multe ONG-uri necurate de treaba asta și o să meargă în instanță și o să blocheze proiecte tocmai pentru că nu mai este amenințarea de a se plăti cheltuielile de judecată. O falsă problemă, credem noi, pentru că oricum se face deja asta. Există ONG-uri care au în spate companii, cum spuneai și tu, au în spate companii cu foarte mulți bani și care urmăresc în instanță interesele acelor companii. Da, este o chestiune complexă. Eu sunt foarte curios să aflu și alte puncte de vedere, cum putem să mergem mai departe cu această inițiativă, pentru că da, după ce vi s-a întâmplat vouă, trebuie să fim toți îngrijorați, nu mai este un subiect de glumă. Societatea civilă, acea parte foarte activă în instanță a societății civile poate să moară, pentru că da, în România încă există condamnarea cu moartea, iată, și trebuie să milităm împreună pentru ca această inițiativă legislativă să devină realitate. Să vedem în primul rând cum, care sunt părțile bune, care sunt părțile mai puțin bune și să milităm pentru ca această lege să se schimbe.
pentru că în momentul în care există interes public, fiecare să-și plătească cheltuielile de judecată și acesta este și motivul pentru care l-am invitat aici pe colegul meu de la Greenpeace, pe Ciprian Gălușcă. Sunt foarte curios care este experiența colegilor tăi din alte țări care poate se confruntă cu asemenea probleme și să găsim împreună soluții pentru ca amenințarea aceasta, acest nor negru care, iată, e tot mai amenințător pentru noi, să dispară sau să devină măcar mai gri. Da. În primul rând, felicitări pentru premiu, felicitări comunității de CLIC pentru ani de zile de efort. Personal am învățat foarte multe de la voi și mă bucur că sunt astăzi aici. Acum, legat de SLAPP și în general despre această tactică, sigur, eu nu sunt un specialist. SLAPP-ul este exact această tactică, abrevierea, ca să vă mărturisesc, nu știu de unde vine, dar ce pot să vă spun este că este această tactică de a merge în instanță împotriva de obicei a jucătorilor mai mici din societatea civilă pentru a intimida, da? Pentru a bloca activitățile lor, așa cum am discutat și până acum. Asta e o tactică, așa cum și noi folosim tactici, noi societatea civilă. Dacă ne referim la petiții, de exemplu, petiția în sine este o tactică pentru a avea o campanie de succes, da? Într-o campanie de succes. La fel, se pare că există tactici și de partea cealaltă. E bine, e cât se poate de evident că avem nevoie de protecție în sensul ăsta și că suntem cât se poate de vulnerabili. Și aici ce vreau să spun este că nu se oprește totul la dizolvarea unei organizații. Da? Până la urmă, mergem mai departe, înființăm alte organizații și ne vedem de treabă și intrăm într-un duel din ăsta așa de formă, practic. Ori nu asta e ideea. Ideea e că, în realitate, genul ăsta de procese SLAPP și genul ăsta de rezultate generează foarte multă descurajare și foarte multă îngrijorare în rândul societății civile. Asta e ce putem să observăm noi din experiența din România. Noi lucrăm deja de un an jumătate cu câteva grupuri de inițiativă din București interesate să se lupte pentru spațiu verde, pentru un aer mai curat, pentru problemele de mediu din București. Și observăm impactul pe care l-a avut deznodământul cu miliția spirituală. Oamenii sunt cu adevărat îngrijorați, adică pentru un cetățean obișnuit devine aproape imposibil să-ți mai asumi în spațiu public un mesaj puternic împotriva, să zic, unei acțiuni din partea unui dezvoltator imobiliar sau autorității. O completare, apropo, în acest proces în care ni se cer 1 milion de euro, sunt și 3 cetățeni ai grupului civic Floreasca în spate. Da, avem și pe, ei au fost chemați în instanță și se cer acest 1 milion de euro pentru că au făcut câteva postări pe Facebook la nivel și pentru că au depus petiții, ca să înțelegeți, pentru că au depus o petiție, ei sunt chemați și sunt considerați grup de crimă organizată de către One Properties. Despre asta vorbim în momentul ăsta. La modul ăsta se... Autoritățile, mi se reproșează, deci, autoritățile cu petițiile și că am făcut un protest care evident avea aprobarea primăriei, deci nu ne-am dus pur și simplu la nivelul ăsta. Da, nu, astea sunt lucrurile despre care vorbeam, mă bucur că le-ați menționat, pentru că astea sunt exemplele și mai avem și în zona Iore, chiar și eu am primit niște scrisori de amenințare de la ceva avocați ai doamnei Cocoru. Mi s-au cerut niște 10.000 de euro pentru niște activități. O doamnă care în acte deține acum 12 hectare din parcul Iore. Da? Bun, ideea e că genul ăsta de intimidare funcționează la momentul de față, acolo ne aflăm. Nu cred că reușim să facem o analiză acum în timpul scurt pe care îl avem în discuția asta, să înțelegem cum să ne raportăm la fenomenul ăsta și ce avem de făcut încât să, mă rog, să nu
să nu se perpetueze până la urmă, pentru că în mod cert afectează țesătura fină a societății civile, da? Felul în care suntem agregați și în care aderăm în jurul unor idei sau unor campanii. Deci este un pericol real și sper doar că discuția asta rămâne de datoria noastră să o ducem mai departe. Trebuie să fim punctuali și să găsim soluții pentru o campanie în sensul ăsta. Trebuie să ieșim din instanță și să mergem, să ne întoarcem la străzi, la idei, la comunicare, la campanii care nu se joacă așa pe viață și pe moarte, ci care reușesc să deschidă dezbateri reale în societatea noastră și care să genereze până la urmă niște soluții reale. Cam asta e din partea noastră. Doar vreau să supraciteți puțin. Îmi place că s-a pornit de la 60.000 de euro, apoi am vorbit de 1.000.000 de euro. Vreau să vă spun și despre povestea cu 40 de milioane de euro. Este a unor săteni din Ciulnița, un sat din apropierea, nu foarte departe de București, mă rog, lângă Slobozia. Niște oameni simpli de acolo și-au făcut un ONG tocmai ca să atace în instanță o autorizație de mediu a unei fabrici care realmente împuțea satul, deci oamenii trăiesc într-un coșmar de ani foarte, foarte buni, foarte multe amenzi date fabricii respective, dar nu se întâmpla nimic și ei își dau seama, măi, trebuie să mergem în instanță. Probabil au luat exemplu altora. Și au mers în instanță, au cerut retragerea autorizației de mediu și s-au trezit cu 20 de milioane imputați, nu cheltuieli de judecată, ci prejudicii, pentru organizarea unui grup infracțional, la fel ca dumneavoastră. Se pare că este... Încă nu. Le-a pus sechestru pe proprietăți. Toate persoanele cu același nume. Este pur și simplu ireal. Deci oamenii aceștia s-au trezit acasă cu acte care spuneau că dacă pierd, trebuie să plătească 20 de milioane de euro prejudicii. Asta imputa fabrica respectivă și dacă câștigă la fel 20 de milioane, tot pentru că deja au foarte multe prejudicii cei de la fabrică. Asta arată de fapt forța financiară cu care tu te duci, pentru că și... poți să ceri atâția bani, iartă-mă, trebuie să plătești o taxă de timbru extraordinar de mare. 4%. E o sumă enormă aici. Desigur, nici măcar vieții oameni nu își închipe că o să piardă. Li se pare atât de îngroșată această cerință, încât nu sunt neapărat îngrijorați că o să piardă. Dar, așa cum spuneați și voi, cei care privesc această poveste nu o să mai facă pasul. Nu o să mai aibă curajul pe care l-au avut ei, niște oameni simpli, niște săteni, să-și facă un ONG, să meargă în instanță, să se consulte cu avocați, să vadă care sunt pașii care trebuie să făcuți. Pur și simplu, când asemenea povești devin publice și le transmite și noi mai departe, pentru că trebuie cunoscute, dar realmente creează îngrijorare în actori care ar putea să fie foarte importanți și care ar putea să încerce să lupte și în instanță pentru dreptul la aer, de exemplu, cum este în Ciulnița. Și singurul lucru pe care vreau să-l spun este că există o poziție reală din partea autorităților. Eu am simțit asta, am încercat să avem un dialog cu ministrul Justiției, până acum nu mi s-a răspuns. Deci există o poziție reală, pentru că este o armă pe care și statul și companiile private o folosesc și o folosesc tot mai eficient împotriva ONG-urilor. Și dacă ei s-au unit împotriva noastră, este absolut necesar ca noi să ne unim și să facem front comun pentru a obține ceva. Anul ăsta e un an special, că sunt alegeri și locale, și generale, și europene, și de toate felurile. Aveți, deci, zic eu, sau mă rog, avem societatea civilă, avem un mijloc de a-i presa puțin pe politicieni. Și eu constat, chiar și aici, așa, la nivelul nostru, doi oameni politici, sigur, care nu mai sunt, unul dintre dânsii nu mai e ce a fost, domnul prim-ministru,
domnul primar, care își pune în joc mandatul, constat că au venit aici, n-au mai venit, nu i-am mai văzut de multă vreme. Foarte bine că au venit acum. Deci, în general, acum e momentul să presăm, să presați și să vă adresați politicienilor, mă întreb dacă o faceți, dacă cum o faceți și să le spuneți clar, să știți că vă pierdeți voturile. Depindeți de noi acum. Autoritățile locale, nu știu ce fac astea din Ciulnița sau din zonele astea. Dar, sigur, mafia imobiliară are bani mulți, are avocați buni, însă problema e dacă va avea și voturi. Aici puteți face diferența, zic eu. Ceea ce este întristător, într-adevăr, este că constatăm, mă rog, mafia imobiliară nu mă miră existența ei și a unor corporații care au tot felul de interese. Dar mă miră că la 30 și atâți de ani și am prins toate luptele astea, încă societatea civilă și statul se poartă ca doi inamici. Statul. Când spun statul, spun autoritățile centrale, locale, partide, guvern. Se poartă ca doi inamici. În loc să coopereze, bun, nu putem să sperăm să cooperăm perfect. Pot să existe unele neînțelegeri, și normal. Totuși, e vorba de autorități alese sau numite în urma unor alegeri. Autorități locale, centrale, partide, oameni care depind de suportul popular. Faptul că vedem, ne spuneți dumneavoastră, vă credem, constatăm un război. Am văzut și aici animozități legate de trecut. Păi mă întreb dacă n-ați putut dialoga cu domnul Cioloș sau cu guvernul domniei sale, ce ați făcut cu guvernul Dragnea, de exemplu? Atunci era mai bine? Sau chiar acum cu guvernul Ciucă sau Ciolacu? Nu era mai bine, dar nu aveți atâtea... Da. Răspunsul ăsta e interesant. Da. Asta este, adică suntem în război continuu între societatea civilă și am mai văzut asta, am văzut pe vremea FSN-ului mai târziu și pe vremea la început când Alianța da să scinda și erau unii băsiști, unii cu Tăricianu, unii cu Băsescu, era o nebunie. Totuși trebuie găsit un limbaj. Și asta aș vrea chiar să vă întreb, în ce măsură totuși mai puteți să găsiți un limbaj comun? Ziceți că ați cerut audiențe Ministrului Justiției, de exemplu, pentru diverse chestiuni. Cum e posibil ca Ministrul Justiției să nu vă primească? Lucrurile sunt mai complicate, apropo de mafia imobiliară, în momentul în care sunt oameni politici, cum este fenechiul care promovează anumite, apropo de ce discutați mai devreme, anumite legi cu dedicație către aceste grupuri de interese imobiliare, deci cu dedicație, și care iau practic copy-paste din ce le spun respectivele corporații imobiliare și el pune în legea respectivă, adică ca pe vremea lui Năstase, pentru că dădea o ordonanță în seara asta, a doua zi nu mai era valabilă, pentru că profita cine trebuia să profite și pe urmă la fel sunt. Practic vorbim de corupție legală, vorbim de legi date cu dedicație pentru anumiți actorii comerciali. E foarte greu să te lupți. Pe vremea respectivă măcar știai că ai un adversar politic. Era Năstase, Iliescu sau știi cine era, Băsescu. Astăzi nu te mai lupți doar cu Ciolacu și aici a avut dreptate Nicușor când spunea în decembrie acel interviu în Libertate că lupta lui nu va fi de fapt cu candidații PSD sau cine, ci va fi cu cei din spatele lor, cu interesele foarte mari financiare. Deci îmi spunea cineva din Comisia Tehnică de Urbanism că nu mai vin proiecte la avizare, nu mai vin. Deci oamenii nu mai, pentru că așteaptă probabil să pice Nicușor ca să vină la următorul primar și să treacă cum vor ei acele proiecte. Despre asta vorbim. Vorbim de o presiune enormă și totul e despre bani. Ca să citez săptămâna trecută, tot așa de la o conferință despre democrație, nu-i dau numele acelui om politic, un om uns cu toate alifiile, a fost și în guvernul Cioloș, care spunea că capitalismul a învins democrația. El fiind parte din tot acest joc. Vasile Dâncu, ca să nu... Aș vrea să spun un lucru foarte
de fapt foarte cunoscut, dar care trebuie spus aici, în acest context, este că aceste asociații sau ONG-uri, când formulează o plângere în justiție la adresa unui proiect imobiliar sau unui proiect industrial, o formulează în apărarea legii. Adică ei cer, de fapt, respectarea legilor României. Judecătorul judecă dacă plângerea este conformă cu legile României și trebuie să aplice legile României, da? Nu trebuie să ne imaginăm că ONG-urile sunt, cum să spun, da, ca niște harpii care vor să împiedice dezvoltarea. E vorba de construcții pe spații verzi, când codul urbanismului interzice acest lucru. E vorba de autorizații de mediu în virtutea legilor României și așa mai departe. Deci, de fapt, lupta este pentru supremația legii. Aici suntem. Și interesant în această luptă că uneori ONG-urile nu reușesc să câștige. Și adică, de fapt, devine un fel de luptă între justiție și ONG-uri. Da? Nu e foarte corect politic ce spun, dar totuși trebuie spus lucrul ăsta. Adică e foarte important de a înțelege că uneori ONG-urile pot fi chiar câinele de pază al legii. Poate uneori exagerează, poate uneori, nu știu, merg prea departe. Dar în general, când e vorba de acțiunea unor cetățeni care vor să împiedice construcția unor megaproiecte imobiliare pe spații restrânse sau între blocuri sau pe spații verzi unde nu e voie să se facă acest lucru, cel puțin deocamdată nu e voie, nu? Prin lege. Ei, de fapt, apără interesul public. Și aici cred că a fost spus, într-adevăr, cuvântul care cred că ar trebui să iasă din această dezbatere. Interesul public. ONG-urile ar trebui creat un cadru legislativ în care, atunci când se recunoaște că un lucru e de interes public, în primul rând ar trebui scutit de timbru și, în al doilea rând, ar trebui, prin lege, de fapt, să nu poată fi împiedicată, omorâtă, sufocată vocea acelui ONG care îl cere, care cere respectarea interesului public. Fiindcă prin vocea ONG-ului, de fapt, se exprimă cetățenii, nu? Ne exprimăm toți. E vorba de respectarea legii. Mulțumesc. Bineînțeles că totul acum este de o gravitate extremă și suntem preocupați, dar nu putem să nu privim și spre viitor și sunt convinsă că vom găsi soluții ca societate civilă, împreună cu cei care ne susțin de acasă, cetățenii de pretutindeni, să traversăm și acest hop. Dacă ne-am pune acum din nou în anii 2000 la Roșia Montană și atunci părea că ne confruntăm cu un adversar pe care nu-l putem bate, nu? Așa ne privea lumea din afară, așa îi priveau oamenii pe cei din Roșia Montană. Lucrurile au arătat că cu multă perseverență și foarte multă muncă, aceste obstacole se pot depăși. Și asta e ce trebuie să reținem, e nevoie și acum de foarte multă unitate în rândul cetățenilor, a organizațiilor, să depășim și acest hop. Nu se va întâmpla peste noapte, clar vom suferi pierderi pe parcurs, cum dispariția miliției spirituale ne afectează pe noi toți, cumva suntem legați într-un fel sau altul de această organizație. Dar cumva trebuie să găsim puterea și noi ca organizații și ca cetățeni să mergem mai departe, să spunem răspicat oamenilor politici ai zilei și viitorilor oameni care se vor regăsi în Parlament și în Guvern, că avem nevoie de soluții, că nu este aici momentul să rămânem blocați și că nu vom renunța să cerem soluții în această situație. Și eu am convingerea că împreună vom găsi acele soluții. Adică, clar, societatea civilă se află la acest punct de răscruce, nu numai în România, ci și în alte țări europene. Menționați dumneavoastră de o soluție a Curții Europene de Justiție pe această temă. Ei bine, este un prim pas, pentru că se recunoaște interesul public al organizațiilor de mediu.
potrivit legislației din României, dar este insuficient pentru că lasă în continuare la latitudinea instanțelor de judecată să evalueze în ce măsură organizația are sau nu capacitatea de a achita aceste cheltuieli de judecată. Deci revenim din nou la evaluare de la caz la caz, ceea ce nu ne dorim. Poate că într-o zi o organizație ca Declic e cumva mai bine, mai stabilă financiar, datorită altor proiecte, să spunem, și dacă am pierde unul din procese și avem nenumărate procese, ne-am vedea și noi în situația de a fi dizolvați. Deci, cumva, lucrurile acestea se văd tratate și la nivel european, se confruntă și alte organizații din Europa și cu toții căutăm o soluție. Și vrea cineva să ia cuvântul? Da, Sibiu Civic. Peretele de la Sibiu. Eu cred că are ceva de spus. Am tocit partele de sănânt despre subiectul ăsta și cum spune, ca și o concluzie acum, am trecut prin tot felul de experiențe toți. Unii au rămas în stradă, unii și-au făcut carierele, unii sunt în Gala Roșia Montană, alții își văd de viață. Și eu ce am observat în ăștia 35 de ani e că din când în când societatea asta civilă, când se adună, are o forță. Eu am văzut-o la pandemie, când statul român s-a trezit după nu știu cât timp că vame și nu știu rusă și ucraineană, am văzut-o când cu ultimele mari evenimente, da, așa, și inclusiv acum când cu Roșia Montana, când erau foarte mulți câștigători, se bucura mai multă lume decât militase pentru asta. Dar nu vreau, n-am nicio concluzie, doar atât că, poate cum spune Andrei și cum ai spus și tu, e un pic așa șocant să vezi după 35 de ani că lucrurile astea încă, nu numai că, dar nu, dar parcă s-au deteriorat, adică acum mai cu milioane de euro. Până atunci te puneau pe o listă neagră, acum mai cu milioane. Și încă ceva, eu vă spun foarte sincer că sunt artist, eu... La un moment dat, în ultimii vreo 20 de ani, n-am pucam să desenez că trebuia să salvăm piscine, parcuri, clădiri, n-am pucam să... Adică tot timpul și eu sunt de la care sunt potriva lui patrimoniu, nu? Așa teoretic, așa, dărâm. Dar numai, adică în fiecare săptămână sau zi era o chestie, deci ca și cum ne țineau la coadă, ocupați, știi? Și am avut senzația asta, că nu mai facem față pentru că e prea mult și nu putem. Dar am văzut lucrurile astea, într-adevăr, în care am putut, sau s-a putut, și da, s-a oprit o poveste, s-a schimbat ceva, poate s-au schimbat niște legi, poate am blocat niște legi, că mâine discutăm cu Radu. În fine, ca să închei, joi eu am o discuție de la Muzeul Țărănilor Român despre faptul că foarte mulți artiști din țara asta sunt evacuați din ateliere, dați afară, că au crescut banii, Malmezon, sunt mai multe, da. Deci, prețul pe metru pătrat scoate cultura pe margine și toate exemplele astea de dezvoltări fantastice, urbane, au acest impact care nu se vede în prima fază, dar el există. Și el există așa pe dedesubt și merge. Și atunci, la fel, pare fără soluție, pare că nu interesează pe nimeni, lucrul acum nu e momentul față de genul ăsta, dar cumva coincide cu ce se întâmplă aici. Și tot de la real estate, de la dezvoltări, știi bine. Deci eu am fost dat afară din atelierul de aici, am stat 20 de ani, pentru că au tras ea turnul pe lângă catedrală, da? Și școala de artă s-a speriat că îi dărâmă și face parcare în față și au vrut să ia casa din curtea școlii care e de patrimoniu, nu poate fi dărâmată, cam asta e tot. Și atunci artiștii din casă trebuie să plece. N-au avut bani 10 ani, asta goală, dar în fine. Dar cam asta e impactul unui turn de ăsta într-un loc din orașul București, unde pe urmă ți se spune, pe are vreo 6 locuri de parcare, știi? Poate să aibă 1000, că ea la 9 trebuie să vină și la 5 trebuie să plece. Ce contează câte locuri de parcare are blocul ăla? Dar cam asta e impactul. Pac! Și acolo s-a spart ceva care ar fi produs un tip de cunoștință, de cultură, de educație,
aia s-a terminat. Acolo un loc, acolo un loc, acolo un loc, acolo un loc. Unii am, iau și-au catrafusele să cară, nu? Le duci în altă parte, că dacă chiria e ca la Berlin, pe ceașta la... așa. Și asta e un alt fenomen care vine cumva în jurul la ce spuneți voi. Eu mi-aduc aminte și n-am să uit niciodată felul în care cetățenii și ONG-urile au răspuns la primul val de, la valurile de refugiați. Și eu am, nu sunt super încântat de țara în care trăiesc, dar stau în ea, nu plec, dar au fost câteva momente în care am avut această, și ăla a fost unul dintre ele, Roșia, altul, sunt exemple de pe care se poate construi. Cred că cuvântul, în afară de ăsta numit democrație, care trebuie pus aici, e solidaritate. Mersi, da, hai că vin așa un pic. Foarte. Da, de click. Foarte scurt, foarte, foarte scurt, că știu că e târziu. Vreau să spun că sunt mult mai mulți bani în România în momentul ăsta decât acum 20 de ani. În, cred că, multiplu de nu știu cât, pe piață, în toate domeniile, inclusiv în ONG-uri. Și vis-a-vis de ce spunea Nicușor Dan mai devreme, că poate trebuie să atragem bani la ONG-uri de la privați cumva mai bogați. Știu și din politică, na, acum eu sunt în politică de niște ani. Ca să câștigi, de exemplu, o campanie, ai nevoie de bani, de timp, de oameni. Dacă n-ai bani, poate ai oamenii. Dacă n-ai timp, poate ai bani să plătești alți oameni. În ecuația asta, vis-a-vis de ce zicea Dan Perjovski, eu aș opta pentru oameni, așa cum a zis mai devreme și Roxana Pencea. Adică, cred că asta e soluția, fiindcă interesul acela public pe care trebuie să-l apere și instanța se referă, publicul acela sunt oameni, nu sunt bani. Banii sunt niște hârtii. Mulțumesc mult! Vă invit acum să ciocnim un pahar de vin cu membrii echipei de Click. Și încă o dată vă mulțumesc pentru această dezbatere. Sper să fie un ceas bun și să se nască de aici idei și să protejăm societatea civilă și ONG-urile. Vă mulțumesc!